Odată la patru ani, oamenii le transferă politicienilor prin vot o uriașă cantitate de energie reprezentată de încrederea lor, care pusă în slujba binelui ar putea produce nu doar prosperitate, ci și multă armonie în jurul nostru. Din acest motiv, deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu a transmis mii de mulțumiri cetățenilor care l-au votat și au avut încredere în el. Deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu a fost singurul parlamentar care a transmis un mesaj de mulțumire celor care l-au votat acum un an de zile. Mesajul acestuia a impresionat și presa națională, cunoscutul ziar online Flux 24, remarcând faptul că deputatul Mehedințean nu a uitat de oamenii care l-au susținut și l-au trimis să îi reprezinte în Palatul Parlamentului. Este de apreciat gestul făcut de socialdemocratul Cornel Folescu, care denotă seriozitatea și respectul pe care acesta îl poartă locuitorilor județului nostru. Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor, așa să mă ajute Dumnezeu. Astfel se încheie jurământul de credință față de țară și popor, pe care fiecare ales în serviciul poporului trebuie să-l rostească. În urmă cu un an am primit din partea dumneavoastră mai mult decât un vot. Am primit girul, energia și responsabilitatea de a fi vocea dumneavoastră într-o sală care mereu a părut să vă ignore. Nu este ușor nici pentru mine, nici pentru dumneavoastră, dar dincolo de inițiativele legislative, de discuțiile din comisii. Eu sunt aici, deschisă în fața dumneavoastră, să vă ascult și cu energia pe care mi-ați insuflat-o să vă ajut cu tot ce îmi stă în putință. Vă mulțumesc! Al dumneavoastră sincer, Cornel Folescu. Cornel Folescu a dovedit de-a lungul carierei sale faptul că este un om implicat, un bun profesionist care a reușit să facă performanțe indiferente de funcțiile pe care le-a ocupat. Acesta a fost mereu în mijlocul cetățenilor. L-a ascultat problemele și a încercat întotdeauna să găsească soluții pentru rezolvarea problemelor pe care aceștia le aveau. Acesta nu s-a dezis nici de această dată fiind singurul parlamentar care a transmis un mesaj oamenilor la un an de mandat.